vi sempre di te. Vi sempre di te. Cu croșetă, ax sau cu andrele te invit în lumea mea de vis, unde scapi de gândurile rele, unde simți că ești în paradis. Ori cu ochi pe față sau pe dos, aici găsești o lume minunată, cu dimineți născute din frumos, de care să nu mai uiți niciodată. Clipe fericite, la vise împletite, poți să fii și tu cu noi, din Roma, București sau Dohoi. Clipe fericite, la vise împletite, poți să fii și tu cu noi, din Roma, București sau Dorohoi. Paris, Torino, Berlin, Milan, Sicilia, Sofia, Vienna, sau de oriunde ai fi, cu Violet și Claudia din nou ne întâlnim. Ne facem planuri pentru săptămâni, scădem sau înmulțim. Dimineață la cafea, cafetele mai povestim. Iar vineri seara, ce facem? Visele din nou le împletim. Clipe fericite, la vise împletite, poți să fii și tu cu noi, din Roma, București sau Dohoi. Clipe fericite, la vise împletite, poți să fii și tu cu noi, din Roma, București sau Dorohoi, sau de oriunde ai fi. Bună seara, bine ați venit la Vise împletite cu Viu și Clau, ca de obicei în fiecare vineri la ora 19. Vă așteptăm cu brațele deschise, cu inimile calde și cu foarte, foarte multe sfaturi și idei și surprize, nu? Foarte multe, multe. De noi am afișat comentariile Viu, unde ai rămas, că am pierdut. Am rămas la Claudia M, uite aici. Bună seara tuturor, da. Cristina, bună seara, Mirela, și noi vă îmbrățișăm cu drag și vă mulțumim tare mult și pentru că toți suntem la cutia cu surprize care este fantastică. Viu, Viu, câte mesaje ai primit săptămâna aceasta? Deci, foarte multe. Sufletul meu este plin. Foarte multe, a fost o surpriză. De fapt, nu că a fost o surpriză. Noi am muncit așa de mult și într-adevăr cutia asta a fost deosebită. Și știi, Claudia, în fiecare lună mă gândeam că primesc aceleași mesaje. Vai, luna asta a fost cea mai mișto cutie. În iunie la fel a fost cea mai mișto cutie. Deci avansăm, creștem și cred că din ce în ce mai
cum să zic, cu cât trecem mai mult timp și începem să căpătăm experiență, facem chestiile și mai mișto și mai. Și aș vrea să vă mulțumim din suflet, fetelor, pentru că ne susțineți și pentru că comandați aceste cutiuțe. Suntem super, super, mega fericite și de asta vrem să vă răsplătim și pe voi pentru efortul pe care îl depuneți, pentru susținerea pe care ne oferiți. Și după cum am promis, în fiecare lună o să oferim uneia dintre voi o cutie surpriză. Voi nu o să știți, pur și simplu o să primiți un aviz în căsuța poștală, un colet din partea noastră. Și vreau să vă arăt cine a primit luna asta coletul. Cine a primit? Pentru că da, a fost o surpriză fantastică, pentru că am avut și un video din partea ei și eu cred că voi cred că știți. Eu cred că fetele poate să nu toată lumea știe. Dai cu video. Hai. Nu toată lumea știe, dar eu cred că era de așteptat, nu? Da. Era de așteptat. Ai, ce surpriză! Vă mulțumesc din suflet, Clau și Violet, exact, pentru surpriza pe care mi-ați făcut-o. Am primit cutia lunii iunie, cadou. Wow! Deci sunt așa de fericită, mulțumesc, abia aștept să o deschid, vă pup! Așa, ne bucurăm foarte mult pentru... Dar culmea e că Ana Camelia îmi dăduse mesaj, mă, dar cutia mea a plecat spre mine, zic, da, da, Ana Camelia, așa, mă repet? Mai repet o dată. Eu nu am auzit. Da? Ana Camelia îmi dăduse mesaj chiar ieri. Da, nu știi ceva, s-a întâmplat cu cutia mea, vine, nu vine. Ana Camelia, du-te la poștă că e acolo. Și când s-a dus acolo, a întrebat, tu mi-ai spus, nu? A întrebat de două ori poșteriță, da, sigur nu trebuie să achit nimic, sigur. Da. Foarte drăguț, ne bucurăm și mulțumim de suflet, Ana Camelia. Și fiecare lună cineva o să simte această bucurie. Exact. În fiecare lună una dintre fetele care ne susțin o să primească această cutie cadou din cele care au comandat cutii și nu neapărat cutii, cele care ne susțin și prin alte metode. Și vreau să menționez că fetele care sunt departe ieri au primit schemele cutiei lunii iunie pe e-mail și a fost iarăși un... Spune tu, Clau, cum au fost reacțiile? Iulia, la fel, a întrebat, zice, măi, am primit un mail de la Vio și cred că a greșit destinatarul, să știi că nu l-am deschis. Da. Și zic, nu a greșit destinatarul, luna aceasta ai cadou din partea noastră, schemele care au fost în cutia lunii iunie. Ne-a mulțumit foarte mult, a fost încântată și noi fericite pentru că am putut să-i facem această bucurie. La fel, Narcisa ne-a mulțumit și celelalte fete, o să încercăm în fiecare lună să facem astfel de cadouri pentru că voi meritați. Ajutorul acesta trebuie să se întoarcă. Da, pentru că până la urmă această emisiune noi o facem împreună și nu doar că o facem împreună și cu ajutorul vostru, pentru că ne trimiteți aceste materiale foarte mișto, ne susțineți prin comentarii, prin mesaje, prin distribuiri de videoclipuri, că contează foarte, foarte mult că sunteți alături de noi. Bun. Ce facem, Clau? Ia zi, ce proiecte ai interesante? Trecem la partea de proiecte și haide să vă arăt cu ce m-am jucat eu în această săptămână. Bineînțeles că m-am jucat cu multe, însă le veți descoperi în următoarea cutie, în cutia lunii iulie, care Vio cred că o să fie spectaculoasă și o să auzim din nou, este cea mai reușită cutie. Pentru că, așa cum ai spus și tu, în fiecare lună ne vin alte idei și încercăm să ducem totul la un alt nivel. Încercăm să fim nimic, nu spun am gura cusută și spun numai ce vreau eu, să așa. Și haideți să vă arăt ceea ce pot să împărtășesc cu voi. Am început un nou proiect. În ianuarie de ziua mea am primit de la fina mea cadou niște fire, pentru că Viu a intrat în live și ne-a arătat acolo un fir din gama de lux de la Yarnart și mie mi-au curs băluțele în adevăratul sens al cuvântului și tot comentam mama mea și tatăl meu. Exact așa am scris. Doamne, ce fire! Vai de capul meu! Da, nu am zis absolut nimic și m-am trezit la ușă cu cadoul. Acest fir care se numește Vegas de la Yarnart, v-am spus că este din gama de lux, este un fir excepțional și am început o vestuță, ceea ce vedeți acum în imagine. Am folosit un model, o să vă arăt imediat. Am terminat fața.
fața, o parte, pentru că fața mea este formată din două părți, am început spatele. Vreau să mă orientez eu și să cam cât fir ar intra ca să știu ce artificii pot face. Și model, să știi că eu nu aveam în lista mea 100 de modele de croșetat modele și m-am gândit să fac un alt model. Am apelat la cartea aceasta. Normal. Mi-am găsit eu aici modelul, ia uitați ce mi-am pus semne. Pentru că acest fir este puțin grosuț și nu poți să faci orice model. Am încercat mai multe modele și acesta a fost cel mai reușit. Într-adevăr, atunci când nu știi ce să faci, cartea asta îți vine în ajutor. Așa este. Da, deci dacă asta am început eu. Dacă ai cartea, ai parte. Și uite și Rosalia. Exact, am zis mai devreme, da. Chiar despre tine vorbeam, Rosalia, mai devreme cu Claudia și îmi povestea că ai încercat să vopsești bumbac cu acril cu curcuma. Foarte, foarte interesant. Abia așteptăm rezultatul, Rosalia. Abia așteptăm rezultatul. Bună, Mica! Bună, Mica! Salutări! În Italia este altă oră. Da, salutări din București, ploios la tine în Italia. Cu soare, presupun, cu soare. Bună seara, Elena, Patricia, bună seara, vai câte fete sunt. Așa. Venit alături de noi. Cine a arătat începutul, neapărat să se uite la înregistrare, pentru că acolo o să vedeți o grădină superbă, superbă, grădina Floricăi Maxim, și să vedeți ce surprize v-am pregătit. Da. Bună seara, bună seara, bună seara fetelor. Haideți să vă arăt, vai, câte, stai că am dat scroll și s-au încărcat încă 150 de comentarii. Mai postezi tu, Clau? Ai văzut unde am rămas? Okay. Nu am văzut, dar imediat ajung. Oh. Gata, l-ai prins. După cum știți, fetelor, eu săptămâna asta am terminat un proiect foarte, foarte mișto, combinat de tricotat cu croșetat. Aviz celor care vor să reproducă, aveți ideea. Așa, și am făcut un video. Cred că știți cu toate despre ce proiect este vorba. Ați văzut videoclipul meu cu procesele lunii iunie. Și o să vă mai arăt, pentru că eu săptămâna asta am lucrat la mai multe proiecte, și o să vi le arăt marți ca de obicei în videoclip. Mariana, încă nu, stai puțin că n-am ajuns la tine. Așa, este vorba de acest puloveraș pe care eu l-am intitulat Pistachio, dar nu contează titulatura. Vreau, fetelor, să vă atenționez că eu am făcut un scurt video cu prezentarea acestui pulovăraș. Este un scurt video care în același timp este ca un ghid tutorial pe care eu o să-l postez și pe canal. Dar cine a urmărit videoclipurile mele cu proiectele lunii iunie, partea 1 și partea 2, deja eu am explicat acolo cum l-am lucrat. Dar m-am gândit astăzi să fac un mic rezumat foarte, foarte scurt, ca să vă dați seama, nu o să apară un tutorial cap-coadă, pentru că este un proiect care trebuie lucrat cumva particular, cumva personal. Fiecare trebuie să-și ia măsurile lui, nu ai cum să calculezi, mai ales în momentul în care combini tricotatul cu croșetatul, pentru că aici spatele este tricotat, fața croșetată, este foarte greu să adaptezi calcule. Fiecare dintre voi trebuie să se descurce, dar eu vă dau toate informațiile, vă dau și lingură, și furculiță, și cuțit. Vă dau de toate și scobitori, să le luați, să vă tăiați frumos feliuțele și să vă faceți ceva frumos. Așa că vă invit să urmăriți acest video. Bine, o să și vedeți acolo, o să aflați un mic secret de-al meu, pe care poate unele îl intuiți, unele nu, dar vă las pe voi să vă să luați decizia potrivită. Hai să-l vedem!
absolut minunat. Să știi că eu te-am descoperit, ți-am zis în cursul săptămânii, eu am aflat secretul tău. De fapt, nu tu lucrezi, Fifi lucrează. Și 10.000 de euro pe zi, cine își permite, deci o fac un credit și mi-o iau. Dacă Fifi îmi face așa pe bandă frumuseți, eu ți-o iau. Bine, bine, Clau. Bineînțeles că a fost o glumă, normal. Dar da, este un proiect care îmi place foarte, foarte mult și într-adevăr mi s-a părut interesantă combinația asta. Mi-a venit într-o noapte, că mie noaptea îmi vin ideile. Am auzit chestia asta că Vio visează schemele. Da. Nu știu cine s-a exprimat într-un video pe YouTube, Vio visează schemele. Da, cam așa este. Cam așa este, fetelor. Hai să vedem cine ne s-a mai alăturat. Fete. Uite, Ana Maria, îi citeam comentariu. Fetițele, cred că are două fetițe, fredonează imnul, iar când se nimeresc și ele prin preajmă, adică ea ascultă imnul, începe să fredoneze. Da, Ana Camele are o voce minunată și am văzut că atrage copilașii foarte mult. Este melodioasă, este expresivă, dulce, îți merge la suflet. Așa este. Am primit se simte în voce, că are o voce foarte caldă și foarte... Da. Da. Mulțumim! Da, și eu i-am spus când am intrat mai devreme că sunt absolut superb și ia să ne spună, domnișoara, de unde ați luat, domnișoara, cei cercei? Păi sunt făcuți de mine. Sunt niște cercei cumpărați, ca să zic așa, piciorușele sunt cumpărate și ulterior eu am decupat din dantelă pe care am apretat-o conform rețetei lui Clau și a lui Aura Frățile, nu? Da. I-am apretat și am prins dantela de cercel. Deci este așa, o chestie de... Da. Păi, știi, artiștii creează și fac din orice lucruri mărețe. Așa este, așa este. Știi cum e să zice și din rahat facem bici. Da. Nu e problemă. Plouă de nu mai știu câte zile. Și la noi plouă, Irina. Da. Vai de capul nostru. Deci astăzi am luat cu găleata. Înainte să intrăm în live, se întrerupea internetul și ne gândeam cu Clau, dacă nu fac emisiunea de azi, la câte materiale mișto avem, mor. Ce facem? Am muncit toată săptămâna pentru emisiune, da. Deci chiar că era oftică mare, dar sper Dumnezeu să țină cu noi. Vreme superbă, da? Da, exact. Este o toamnă frumoasă în vara asta, cum zici tu, Clau. Da. Bun, întrebare de la Maria. Am lucrat o rochiță din Bela pentru cineva și a ieșit un pic cam mare. E imposibil să o desfacă. Ce aș putea face pentru a mai strâmta puțin? Maria, nu știu ce model ai făcut și nu știu ce croi. Eu ți-aș sugera, dacă poți pe undeva să bagi niște elastic, ar fi super. Că altă idee nu am, că nu știu cum arată și ce croi are. Așa, dacă aș vedea o... Dacă o pală în apă puțin caldă spre fierbinte, oare intră la apă? Nu, bumbacul din potrivă se lungește. Nu cred, Bela. Nu, cumva din croi, cumva din, poate un cordon se pui pe undeva, poate se pui un elastic pe la gât, să o strâmtezi cumva, că altfel nu văd cum, da? Uite și Rodica ne-a scris că este super cutia cu surprize, v-ați întrecut pe voi. Nu, noi nu ne-am întrecut pe noi, noi avem foarte multe idei și mai urmează foarte, foarte multe surprize. Apropo, fetelor, mai sunt pe stoc în prezent 5 cutii. Au rămas 5 cutii pe luna iunie, cine le dorește. Cine le-a primit cutiile. O să fie și eu știu că fetele au primit ceva în cutie și nu și-au dat seama ce este. Da. Abia aștept să fac unboxing-ul să le spun ce e acolo, că nu s-a prins absolut niciuna ce le-am pus în cutie. Absolut niciuna nu s-a prins, a trebuit eu să le spun. Dar o să vedeți unboxing-ul, așa că nu aruncați nimic ce ați primit în cutie, că totul este... Mai ales că este lucru manual, cineva a muncit cu mânuțele pentru... Exact, nu s-au prins fetele. Da. Adriana, bună seara, fetelor. Mulțumesc, Vio, pentru cadou. Nu m-am așteptat și a fost o surpriză plăcută. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Este ziua Adrianei pe 19 iunie și... Da, cutiuța ei a întârziat puțin din cauza anumitor produse.
Și am ținut așa de mult, i-am zis: Adriana, știu că pe 19 ziua ta poți să nu ți-o trimit cu poșta, că mi-e frică că nu ajunge, vreau să ți-o trimit eu cu curierul. Și Adriana a vrut să mă revanșez în felul ăsta, că am întârziat puțin cu cutia ta și în același timp, știind că este și ziua ta, i-am pregătit acolo o mică surpriză și mă bucur că i-a plăcut. Fi sănătoasă, inspirată și... Exact, exact. Și așteptăm poze cu proiecte lucrate din cutii, apropo, după schemele din cutii. Uite, ne salută Valeria de la Bruxelles. Ci că ați dat lovitura cutiei. Stați, eu zic să nu vă întoarceți așa prea mult, că noi avem multe lovituri. Da, da, da. Să nu faceți vânătăi. Bună seara, Iana. Bună seara. Răspunsul nu este pentru imnul, nu. Nu este răsplătită. Nu avem să ne răsplătim pentru imnul emisiunii. Nu ne-am permite niciodată să ne o răsplătim la cât de mult merită Camelia. Da. Mult. Liana Mihălca, nu știu, Liana, dacă ești pe listă. Apropo, vreau să fac și un anunț în seara asta. În iulie o să fie mai puține cutii decât au fost până acum, așa că fetele care se înscriu primele o să aibă prioritate, da? Pentru că sunt acolo niște chestii pe care nu le-am găsit în cantitate foarte mare, nu că foarte mare, în cantitatea de care aveam noi nevoie, și o să micșorăm numărul de cutii, dar stați liniștite că vă pregătim alte surprize, nicio problemă. Mai puțin și mai calitate, acolo urmează ceva bombă. Deci, da, o să fie. Nu aveam cum să aducem și altceva, pentru că este, deci, ceva superb. O să fie ceva mișto și în iulie și în august și așa mai departe. Nu știu, abia aștept să văd reacțiile voastre în următoarele luni, pentru că noi deja ne gândim pe termen lung și vine toamna, urmează niște proiecte foarte interesante, așa că noi deja lucrăm la ele, Bună, Mihaela. Mulțumesc pentru complimente. Cerasela e pregătită de plajă, din păcate plouă. A fost săraca, a vărsat lacrimi mai devreme când s-a uitat și a văzut că a început ploaia asta torențială și a zis: lasă-mă, mică, că te aranjez, uite, cu fustiță, cu maiouț frumos. Da. Vreau să o salut, Vio, și pe Daniela Vatră. Este o fată foarte, foarte talentată și nu pot să nu vă arăt ce a făcut ea săptămâna aceasta. Eu am salvat pozele, am făcut și asta, pentru că Daniela a început să meargă la un alt nivel, la un nivel profesional. Este la elită deja, croșetează pe bandă topuri și vreau să vă arăt acest top absolut minunat. Ador culoarea, ador modelul și felul în care a fotografiat. Eu am primit mai multe fotografii și am zis: hai să fac un colaj ca să vă arăt. Jos pălăria, ești o doamnă foarte talentată și îți văd un viitor măreț. Am ținut neapărat să o încurajez să continue. Eu mă bucur că Daniela a ținut cont și de sfatul meu. Nu știu, poate am menționat asta într-un, nici nu mai știu în ce video, dar am spus: orientați-vă către modele tinerești, pentru că asta este targetul vostru, da? Tineretul, exact. Pentru că ei au posibilitatea și au capacitatea de vă cumpăra produse, da? Așa că orientați-vă către modele tinerești, către modele moderne, piese vestimentare care se poartă în prezent. Și vreau acum să o să inversez puțin ordinea, da, Clau, pentru că vreau să vă, în cadrul ăsta, să vă propun așa: ieșiți, fetelor, în mall-uri și mergeți și vedeți ce este în magazinele de mass market și vedeți ce se cumpără și o să vedeți acolo modelele de cardigane, o să vedeți acolo modelele de topuri și de acolo să vă inspirați, da? Pentru că ce? Alina. Alina, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar luni este zi liberă, așa că abia marți. Aolo, sunt rusaliile, ce faci? Chiar că spargi poșta. Marți de dimineață, Alina, îți iei bilețel și la ora 5 dimineața ești acolo. Da. Orientați-vă către modele tinerești, pentru că ăsta este targetul vostru. Și v-am mai zis și Claudia, nu mai stați pe toate grupurile astea unde toată lumea tricotează și croșetează, că acolo nu o să vă cumpere absolut nimeni niciun produs. Că nu are cine să vă cumpere, că toată lumea lucrează acolo. Exact.
eventual se inspiră, dar femeile nu cred că vin de pe grupurile de croșetat, pentru că să uită și ce pot să fac și eu. Da, exact. Așa că cel mai bine să ai o pagină de Facebook, un Instagram. Instagramul este la putere acum. Da, voi nici nu vă dați seama cât de mult se vinde pe Instagram. Așa că nu vă mai faceți comode și faceți-vă pagini de Instagram și de Facebook. Știu că foarte multe, foarte multe fete nici măcar pagini de Facebook nu au. Dar ce păziți? Unde vreți să vă de unde vreți să vă știe lumea? Că nu o să vină nimeni să vă caute acasă în fața ușii apartamentului să zică, auzi, nu știu, Maria, Sofia, nu știu cum... tu nu lucrezi ceva manual? Nu faci nimic? Nu o să vă caute nimeni. Și apropo de asta, vreau să vă reamintesc că am lansat un hashtag și pe Instagram și pe TikTok. Hai la plimbare, mișcare. Da. Nu trebuie doar să stăm în casă și să tricotăm și să croșetăm. Trebuie ne să facem program, eu. Ne facem program. Da. Trebuie să ne facem program și în altă ordine de idei. Asta este încă un motiv să ieșiți din casă, mergeți în mall, cutreierați puțin mall-urile și o să vedeți foarte multe joarse. Da, bine ai zis. Bine ai zis, măi. Foarte multe joarse tricotate din niște acriluri. Ceva la 300 de lei. Da. Și puteți să vă inspirați de acolo și să faceți niște modele și să rupeți gura târgului, da? Vio, te-ai blocat, nu știu ce ai zis, dar e de bine, să știi. M-am blocat? Am zis că puteți să faceți niște modele și să rupeți gura târgului, da? Exact. Și cu ocazia asta vreau să vă reamintesc de hashtag-ul meu și să vă îndemn să ieșiți la plimbare și săptămâna asta, dacă măcar 10 dintre voi nu îmi trimiteți pe adresa emisiunii 10 secunde de filmare cu telefonul pe orizontală, cum vă plimbați, vă halesc. Vă halesc, da? Pe adresa emisiunii. Da. Deci ce trebuie să facă Vio? Să se filmeze la piciorușe sau cum în cadru 10 secunde? Să filmeze locația unde au fost 10 secunde, atât îmi trebuie. Și atât, 10 secunde. Și o să fac un colaj și o să văd cine s-a plimbat și cine nu. Da? Și eu o să vă arăt, știți unde a fost o aseară? Da, știți cine, unde a fost o aseară? Eu aseară am umblat prin centrul Bucureștiului așa și după ce m-am uitat așa pe telefon, am avut 10 km la activ, așa că sunt foarte mândră. Da? Și o să vă reamintesc de acest hashtag în video, așa că notați-vă și vreau să-l văd și pe Instagram și pe TikTok și pe Facebook peste tot, da? Deci hashtag hai la plimbare. Hai la plimbare. Hashtag hai la plimbare. Da, și acolo, fără spațiu între cuvinte, nu? Fără niciun spațiu, fără nimic. Hai la plimbare, da, fetelor. Da, doamnă, am notat, eu nu vreau să-mi iau bătaie, eu chiar o să fac. Ia, uite, te rog, eu aștept și din partea ta 10 secunde de filmare pe unde ai umblat săptămâna viitoare, da? Eu știu. Tu vrei să stai 10 ore la editat? Nu contează, stau și 10 ore, mai bag și de emisiunea viitoare, dar eu vreau fetele să iasă din casă și să facă mișcare, pentru că nu este numai despre tricotat și croșetat. Această emisiune este despre vise împletite. Și apropo de asta, ați văzut în descriere minunata grădina a Floricăi. Nu vreți să-i aflați și secretele? Cum se face de are așa flori minunate, flori și în ghivece, flori și afară în curte, și în afara curții, peste tot numai flori. Vreți sau nu vreți? O să aflați imediat. Da. Hei, aveți paharul de vin pregătit pentru ora 19 la Vise Împletite? Vă așteptăm pe canalele de YouTube, Violete și tutoriale handmade by Claudia Popliceanu. Ne vedem la ora 19, neapărat să fiți prezente! Bine?
Foarte frumos. Ați văzut? Am ieșit din izolare. Hai, fuguța la plimbare! Da? Nu mai stați. Până acum am fost ținuți în casă cu forța. Acum gata, s-a dat liber. Hai, fuga. 10 km pe zi. Norma. 10 km pe zi. Norma. Firul pare interesant, se referă la proiectul meu. Mulțumesc foarte mult și la proiectul tău. Da. Bună mădă. V-am promis... Ce ai făcut? Am înghețat puțin. Ai înghețat, da, ai înghețat puțin. Vroiam să pun videoclipul primit de la Florica, să vedem și noi ce secrete are Florica. De are grădina aia așa de impresionantă. Păi, până la urmă, fetele care au grădină fac și ele mișcare, mă. Fac, da, și ele mișcare, nu? Normal. Și acum Florica o să vă arate că ea face și mișcare cu folos, nu doar... Da? Da? Nu doar așa. Hai cu Dumnezeu înainte să nu înghețăm din nou. Haideți, Doamne, ajută! Hai, ține cu noi! Aici sunt peste 200 de doamne și se vor supăra? Hai, oprește, Doamne, ploaia! Bună, dragele mele! Astăzi vreau să vă povestesc un truc pe care îl folosesc eu, care mă ajută să am florile pline de flori toată vara, până toamna târziu. Acesta este ingredientul principal, drojdie. Aceste două cubulețe de drojdie, eu le voi dizolva foarte bine într-o găleată de 10 litri de apă, care să nu fie foarte rece. O luați din timp să fie un pic stătută, ca să nu deranjăm florile. Și să nu fie foarte cald în timpul în care udăm florile. Cred că știe toată lumea care iubește florile că nu se udă când e foarte cald, pentru că le opărim. Deci aceste două cubulețe de drojdie eu le voi dizolva într-o găleată de 10 litri de apă. Foarte bine. După ce s-a dizolvat bine drojdia, voi lua cu un vas și voi pune la fiecare floare. Trucul ăsta îl folosesc o dată pe săptămână. Este cel mai eficient și cel mai sănătos îngrășământ. Nu aveți nevoie de nici un îngrășământ din comerț, credeți-mă. O să aveți florile absolut minunate, minunate. Deci ăsta este unul dintre trucuri. Am aici mai multe coși de usturoi și ceapă. Nu e așa că voi aruncați cojile de la usturoi și de ceapă? Ei bine, eu nu. Din aceste coji eu voi prepara o soluție pe care o voi folosi la plantele mele. Sau puteți să faceți pur și simplu, luați fănușa asta de usturoi, o împachetați frumos și o împlântați în pământ lângă plantă. O să vedeți rezultatele. Uitați-vă cum arată floarea mea. Este plină, plină de boboci. Plină, plină de boboci. Ia uitați ce frumos s-a deschis, vedeți? Uitați, pur și simplu o băgați în pământ. Puneți apă la ea și nu o să aibă viermi și alte insecte. Deci vom lua aceste pănuși de ceapă și usturoi și le vom pune într-o cratiță. În care vom adăuga două pliculețe de ceai negru. Vedeți? Ceai negru. Și vom mai adăuga câteva cuișoare și apă rece. Voi umple această cratiță cu apă și o voi pune la fiert pentru 15-20 de minute. Apoi o acoper cu un capac și o las să se răcească până mâine.
Mâine o voi strecura și voi uda toate florile cu ea, cu această apă. Vă recomand să faceți acest lucru odată la 2 săptămâni sau cel puțin o dată pe lună. Și atunci, apoi o să vedeți rezultatele. Și încă o soluție pe care eu mai folosesc la flori este soluția de aspirină. Aspirină simplă, la 1 litru de apă. O dizolvăm bine și stropim frunzele florilor cu ea. Deci doar stropim frunzele pe toate părțile. Și lucrul acesta îl fac o dată la... Nu știu, pot să spun exact când, în fine mie. Sau dacă văd că au purici sau ceva, dar nu se prea întâmplă la mine lucrul ăsta. Deci... Sper că sfatul meu v-a fost util și v-a plăcut. Vă doresc să aveți multe flori frumoase și vă îmbrățișez cu drag. Mi-a plăcut. Dacă aveți pureș, dați-vă cu aspirină. Auzi, oare o fi valabil și la oameni? Băi, da. Dar eu cred că Florica totuși mai are un secret, părerea mea. Pentru că, în general, plantele înfloresc la persoanele care sunt foarte iubitoare și au o inimă bună, da. Ăsta este secretul, cred că, în orice domeniu și în orice... în orice, nu știu, orice aspect al vieții. Dacă te atașezi față de persoane cu dragoste, cu bunătate, aia primești. Și eu cred că, Florica, florile tale pur și simplu îți zâmbesc. Deci îți zâmbesc. Da. Uite cine scrie, la satul mare este caniculă. Doamne, vină... trimiteți-o și la noi! Și aici... Și am citit și de la Elena Ceacâru: fetelor, Dumnezeu v-a adus împreună să împletiți vise și să ne aduceți bucurii, iar cutia lunii iunie este de vis, parcă a venit Moș Crăciun, așa m-am bucurat, vă mulțumesc, vă iubesc. Gata, am aflat răspunsul. De ce este această vreme? De ce? Că vine Crăciun. Da, mă, da, toate fetele ne-au scris cam aceleași cuvinte, știi, m-am simțit ca de Crăciun și știi că ceea ce gândești, aia și primești. Deci mai e o chestie, știi, dacă ai gânduri să zic, aolo, n-o să-mi iasă asta, chiar n-o să-ți iasă, sau dacă zici, cu siguranță mi iese, chiar îți iese. Uite, acum v-ați gândit că e Crăciun și vine Crăciunul, mă, uite, o dăm la poviță. Păi de asta cred că noi suntem de vină pentru vremea de afară cu cutiile, da. Nu? Deci mai avem 5 cutii, fetelor, dacă vrei să... Doamne, nici nu pot să zic pe post. Pe post. Dar cine, dragă, că pe YouTube poți să zici orice. Cine te ce am primit de la o fată, dar nici nu știu. N-aș vrea să zic așa cu cuvintele ei. Dar hai să zic, da? Hai să zic. Mai când am deschis cutia, m-am pișat pe mine de bucurie. Aici trebuia să spun bip. Și eu primesc mesaje de genul acesta și să știi dacă că sunt probleme, da. Dacă aveți probleme diuretice, comandați cutie. Vă rezolvăm și problemele de tract intestinal. A fost așa de amuzant, deci am râs toată ziua de la mesajul ăla. Deci a fost, știi că și eu am primit mesaje de genul acesta, dar știi ce mă bucură? Noi vorbim cu doamnele astea ca și cum ne cunoaștem de o viață. Există exact. O conexiune foarte puternică. Eu le simt ca și cum le-aș fi cunoscut acum 10-15 ani. Exact, da. Bună, Cristina! Băi, stai puțin. Nu trecem, da. Să nu trecem mai departe. Cristina mi-a adus acum o săptămână niște cireși. Băi, bune rău de tot. Și pentru că a simțit că eu nu am timp, mi-a dat și dulceață, mă, de cireșele. Oh. Am linșat-o. Știi cât a fost de bună? Bună rău de tot în viața mea. N-am mâncat vara dulceață. Da, am mâncat-o, măi, ce vrei. Era gustoasă rău de tot. Zic un secret. Știi, faptul că ești ocupată tot timpul așa, ai de câștigat. Că uite, mai li se face la vecini milă de tine. Îți mai aduc una altă. Ai, cartea cu modele, mesaj privat pe Facebook. Da. Și vă trimit tot ce vrea. Bună carte. Auzi, Vio, dar cât am folosit eu cartea asta. Da, și eu la. Este chestia că foaia este foarte calitativă și contează foarte mult. Că la cât am folosit-o eu trebuia să fie ruptă. Și ia uitați și la 100 de cărți cumpărate, primi și o pisică. Da. Treaba asta să fie oferta de asta, gold.
Ia uite, avem o bunicuță! Bună seara, fete minunate! Vă îmbrățișează o bunică fericită din Baia Mare. La noi sunt acum 30 de grade. Mulțumesc! Felicitări dacă sunteți bunică recentă, să vă trăiască! Pentru cutie, da, Elena. Enico, bună seara, vă salut din orașul Satu Mare. Păi la Satu Mare am văzut că sunt oameni de calitate acolo, foarte mulți. Bine, sunt peste tot, normal. Dar, într-adevăr, bună seara, Ștefania, cum ai reușit? Ce mai faci pentru nora ta? Mai reușit și mai faci ceva? Așa. Da, uite acum Ligia ne spune că înțelege de ce nu are spor, că ea n-are pisicuțe. Da. Exact, păi acum și Claus și-a luat, că a văzut că la mine merge treaba mai ușor și și-a luat și ea. Așa. Unu, doi, zece, suntem pe aici? Bun. Bun, Delia ne lasă un mesaj, nu știu, fetelor, ne-am întrerupt cumva? Sau doar a dispărut doar Clau? Da, a dispărut doar Clau, nicio problemă. O să preiau eu legătura. Bună, Delia! Bună seara, fetelor! Vreau să fac un pardesiu pentru fetiță cu modelul punct leneș în care trebuie lucrat câte două fire de culori diferite. Cu ce fir ar merge mai bine? Păi, Delia, încercă un fir mai subțirel. Da? Asta este important. Un fir subțirel care să meargă pus în două. Felicitări, superb! Uite și Dița! Bună seara, Dița! Bine ai venit la noi! Se alătură și Clau imediat. Sper să revină internetul. Frumoasă prezentare, filmulețul. Este grozav plovru. Mulțumesc din suflet, Carmen! Ia uite, Ana Maroseac ne dă 7 pisicuțe să le împrumutăm. Mă bucură foarte, foarte mult. Fetele, până revine Clau și s-o așteptăm cu aplauze. A revenit Clau. Știi de ce mi-e frică? Să nu ne blocăm ceva de genul ăsta. Ei, vedem noi mâine după aia în reluare cum ne-am blocat. Așa. Uite, licitația. Bine, Clau, că nu te-ai blocat, dar te-ai blocat din nou. 20.000. Mulțumim. Așa. Ia uite, Aura te sfătuiește pe Claudia. Fetelor, până revine netul la Claudia, eu vă propun să trecem la partea de teorie. Și astăzi am un videoclip foarte, foarte util pentru voi cu niște trucuri care să vă ușureze munca. Așa că luați-vă agenduțele, luați-vă pixulețul și să trecem la teorie. Bună, dragii mei, eu sunt Violet și astăzi vreau să vă arăt o tehnică sau să vă dau poate un sfat, o idee, cum să procedați în cazul în care aveți un produs lucrat din părți, ca să-i spun așa, și ele trebuie cusute. Ca să eliminați nodurile din cusături și ca să vi se așeze foarte frumos, în special la manșete, unde cusătura trebuie să fie una foarte fină, în cazul în care manșetele se vor îndoi, să arate frumos atât pe față cât și pe dos. Pentru a elimina aceste noduri, vă sfătuiesc ca în momentul în care începeți să lucrați o mânecă, lăsați firul cu care începeți, da, în momentul în care începeți încărcarea ochilor pe andrele, cât mai lung, astfel încât cu acest fir o să puteți să coaseți mâineca în momentul în care ea este gata și o să eliminați un nod de la începutul mânecii. Un alt truc pe care îl puteți folosi este în momentul în care schimbați ața, de exemplu s-a terminat un ghem și treceți la al doilea ghem, eu folosesc această tehnică. Îmi las firul în capătul rândului și chiar dacă este mai lung, este perfect pentru că la fel îl puteți folosi pentru coaserea mânecii ulterior, astfel încât eliminați
nodurile de pe dosul lucrului, da? Și vă rezultă un produs cât mai finit, frumos și încă ceva. Vă salvează timpul de a ascunde firele pe dos și de a ascunde nodurile. În același timp, aveți și deja pregătit terenul pentru coaserea mânecii. Același lucru l-am făcut și la sfârșitul, după ce am închis, da, la sfârșitul rândului, în momentul în care am închis ochiurile, am tăiat, am lăsat firul mai lung, pe care la fel îl voi folosi ca să cos mâneca de răscroiala pulovărului, da? Aici, la fel, am un fir păstrat, vedem pe care îl folosesc, fie pe cel de la mânecă, fie pe acesta. L-am făcut ghemuleț și l-am prins cu un ac de siguranță ca să nu mă deranjeze, da? Sunt niște trucuri foarte utile pentru doamnele, mai ales acele doamne care lucrează pe comandă, dar și nu numai. Vă salvează de acea activitate neplăcută de a ascunde firele pe dosul lucrului. Sper că acest video a fost util și o să aplicați tehnica mea în proiectele și la produsele pe care le lucrați. Vă pup și vă aștept cu alte idei și alte trucuri la mine pe canal. Așa, fetelor, am revenit. Claudia încearcă să-și bage probabil niște cabluri pe undeva ca să meargă netul. O așteptăm, nicio problemă, plouă foarte tare afară, plouă torențial și într-adevăr trebuie să înțelegem că mai pică și netul. Am văzut Alexandra, ne spune că am fost astăzi în mall și am văzut o grămadă de hăinuțe tricotate de damă, dar și tricouri de bărbați. Soțul meu va fi curând în trend. Da, Alexandra, știu despre ce vorbești, pentru că am discutat pe tema asta. Merită și bărbații cât produs tricotat, dar atenție că nu orice piesă vestimentară este acceptată de bărbați și poate fi purtată de bărbați. Noi femeile din punctul ăsta suntem mai avantajate din punctul ăsta de vedere, pentru că putem să purtăm orice, oricum putem să ne facem foarte multe piese vestimentare. La bărbații e puțin mai dificil, dar eu vă promit că la un moment dat o să vorbim și despre asta și o să vă mai vând eu așa mici trucuri și mici secrete. Sper că v-ați notat teoria. Ăsta este secretul meu, să scap de, cum să scap de noduri și cum să ușurez munca mea. Cu cât mai multe fire, cu cât mai puține fire aveți de ascuns, cu atât mai puțin aveți de muncă. Așa că de asta am ținut să fac acest video și în altă ordine de idei, produsul finit, atât pe față cât și pe dos, trebuie să arate impecabil. În momentul, mai ales când lucrați pe comandă și mai ales când acel produs ajunge la o persoană care îl poate analiza din mai multe perspective. Câți bani am dat pe el, ce am primit și așa mai departe, da? Ce am cerut. Daniela Vatra, mulțumesc pentru toate sfaturile și pentru tot suportul. Cu mare, mare drag, Daniela. Claudia, te laudă mereu, mereu. Uite, a revenit și Claudia, lăudătoarea. Da. Ți-ai băgat că... Ți-ai băgat cablurile unde trebuie? Da. Mi-am băgat cablurile, chiar le-am scos, să știi. Am încercat, da, să mă loghez și de pe telefon, nu știu ce am făcut pe aici, dar nu a mers. Am înțeles. Nicio problemă, le explicam fetelor referitor la videoclipul meu cu teoria pe care tu îl știi, Clau. Mihaela ne spune că eu cu voi am o săptămână de când am ieșit din casă. Nu mă pot opri din lucru. Nu, Mihaela, tocmai de asta am lansat acest trend hashtag Hai la plimbare. Și după cum ați văzut, pentru că în timpul zilei eu nu prea am timp să mă duc să mă plimb, o fac mai noaptea, așa că na, asta este. Și ca să vedeți că într-adevăr mă țin de cuvânt, ați văzut și poze cu mine, dovadă că într-adevăr eu ies și într-adevăr fac mișcare, pentru că vă anchilozați, vă anchilozați, vă schimbați forma corpului, vă schimbați poziția și nu trebuie să uitați că pe lângă faptul că suntem hărnicuțe, suntem și femei și trebuie să arătăm într-un fel, trebuie să avem o anumită ținută și câteodată mai merge și câte o gogoașă așa ca să ne răsfățăm, nu, Clau? Merge, merge. Merge? Le dăm o rețetă de gogoși bună, bună la fete? Ce zici? Cum să nu? Dar tu ai avut partea de teorie cât am lipsit? Da, 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 a fost partea de teorie. O să mă uit și eu în... Fetele și-au
am discutat. Hai să vă dăm o rețetă foarte, foarte bună și gustoasă, da? Sunteți pe fază cu caietele pregătite? Da, că tot au rămas cu caietele de la teorie, da. Acum vă invităm la o rețetă interesantă. Hai! Bună hărnicuțelor și hărnicuților de la Vise Împletite! Ia uitați ce am eu aici! Gogoși, am și probat, sunt delicioase! Vă plac? Dacă da, haideți cu mine! Sunt Narcisa și astăzi am să vă învăț cum să faceți aceste minunate gogoși de cacao și miere. V-am păcălit, fetelor, ce credeați că sunt gogoși adevărate? Nu, sunt gogoși în formă de săpun sau săpun în formă de gogoașă. Pentru a realiza 100 de grame de săpun avem nevoie de 5 grame de miere, 5 grame de cacao pură, nu cacao instant, nu vreau să dau acum nume de mărci, și 90 grame de săpun bază de glicerină. Mie îmi place să folosesc, uitați, un amestec din bază transparentă și bază albă. Se poate folosi doar una din aceste două baze. Prima dată topim baza de glicerină. O putem face în cuptorul cu microunde sau la bain marin. Trebuie să avem grijă ca această bază să nu ajungă să fiarbă. Ia uitați, eu am topit baza. Amestecăm bine. Cred că mai are un pic de săpun netopit, dar nu e nicio problemă. Și adăugăm cacao. Și miere. Și amestecăm foarte bine până se integrează tot. Amestecăm până când compoziția devine un pic vâscoasă. Ia uitați, amestecul nostru este pregătit să fie pus în forme. Eu am pus conținutul în forme. Dacă nu vreți să vă rămână bule de aer pe deasupra săpunului, pulverizați un pic de alcool. Acoperim săpunul nostru cu un șervețel de hârtie pentru a-l proteja de praf și lăsăm să se întărească aproximativ o oră, două. Haideți să vedem împreună ce a ieșit. Vom excesul. O gogoașă. Acum nu mai rămâne decât să le facem glazura. Cum fac eu glazura? Topesc un pic de bază de săpun albă și o torn peste gogoașa noastră. Dacă nu aveți pasă albă, puteți în baza transparentă să puneți un pic de colorant alimentar. Înainte de a pune glazura, pulverizăm cu un pic de alcool săpunul. Trebuie să mă mișc repede, fiindcă e puțină cantitate și se îngroașă, se întărește. Gata! Alcoolul care l-am folosit înainte de a pune glazura are loc de lipici. Ajută să se unească mai bine cele două părți. Și uitați, așa arată gogoșile mele. Vă plac? Sper să vă placă și să faceți și voi. Haideți să vă spun câte ceva despre ingredientele care le-am folosit. Mierea este un puternic hidratant și cicatrizant, stimulează regenerarea celulelor și de asemenea ajută la estomparea ridurilor. Cacao calmează, hidratează și regenerează pielea, previne apariția ridurilor, exfolierea și uscarea pielii.
Săpunurile de glicerină au o particularitate, absorb umiditatea din atmosferă și transpiră. De aceea, dacă vreți să le păstrați pentru mai mult timp, trebuie să le înfășurați, uitați, într-un film transparent. Eu am să le înfășor și revin. Gata, i-am înfășurat doar unul, voi păstra pentru mai mult timp. Celălalt, mușcat, va merge direct la baie. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să că v-a plăcut. Pe curând! Ce ne-a fentat Narcisa? Ce ne-a fentat? Asta vă dau rețeta. Mi-a trimis un tip pozele. Mamă, și exact cum... cine a scris mai aici? Stai să o găsesc. Alexandra, ce ne faci, Narcisa? Deja salivăm pe telefon. Așa eram eu, salivam pur și simplu pe telefon. Și pe urmă, când mi-a trimis videoclipurile și am văzut, zic, păi nu te dai eu pe repede înainte să fac și-o puțin mișto? Da. Foarte, foarte mișto. Mulțumim de suflet, Narcisa. Este chiar o idee ingenioasă. Nu mi-aș fi imaginat că e atât de simplu să faci săpun. Atât de simplu. Cu ingrediente atât de comune, ca să le spun, cred că le găsești oriunde să le comanzi. Da, foarte, foarte mișto. Ești în Spania, pentru cine nu știe. Și ea se gândește acum la rețete cu ingrediente care se găsește și la noi în țară. Și să știi că face o cercetare și a luat și agendă. Ți-am zis, măi, este pregătită. A intrat așa în febră și nu se lasă. Da, avem niște fete foarte ingenioase. Apropo, uite comentariul Cristine care ne spune că pentru a împiedica ochiurile tricotate să fugă de pe antrele, eu folosesc dopurile de cauciuc de la flacoanele de antibiotice, care sunt mai elastice decât guma de șters. Uite, și Iulia ne confirmă că într-adevăr pe Instagram se vinde mai bine, da, fetelor. Nu vă mai fiți comode și stați foarte frumos dacă vreți să faceți într-adevăr ceva. Interesați-vă, vedeți. Mulțumim, că Iulia, sunt minunat, pentru că uite, altcineva poate că nu ar fi spus acest detaliu, dar Iulia are un suflet mare. Uite, Mihaela ne spune că pe ploaie chiar e romantic de fugit. Da, e foarte mișto, luați-vă umbrela. Nu vă dați seama ce aer curat este afară după ploaie. Vai de capul meu, deci da. Adică în seara asta iar umbli? În seara asta nu mai umblu. Că plouă cu găleata, chiar nici umbrela nu mă salvează. Dar eu știu că noi mâine sau păi mâine avem mult de umblat, nu, Clau? Da. Vedem noi pe unde ajungem. Luminița Laura ne spune că dacă fac 10.000 de pași, băi, e foarte bine, Luminița, fă 10.000 de pași. Nu trebuie să te... Eu fac 10 km. Eu mă chinui 6.000 să-i fac. 6.000 mă chinui și când reușesc zic, Doamne, mulțumesc. Trebuie 10.000 măcar, 10.000. Uite, Valeria spune că, fete dragi, eu locuiesc la curte și cred că și vecinul a învățat. Ia să-mi dați adresa să vă aduc două boxe, că am acasă la maică mea, am vreo 20 de boxe, vă dau două. Bună seara, Andreea. Îmi trimite și mie o cutiuță cadou. Liana, să-mi scrii, te rog, pe pagina de Facebook un mesaj în privat și îți trimit neapărat, sigur, nicio problemă. Ia fii atent, ai citit acest comentariu? Cât am lipsit eu, că nu știu ce ai citit, ce nu ai citit. Da, dar nu știu de la cine este, l-am văzut. De asta dar... e că nu știu nici eu. Scrie-ne cum te numești. Da, cum te numești, dacă mi-am plăcut că a scris că și oamenii mari se pot bucura precum niște copii. Așa este. Așa. Bun, hai să reiau de unde m-am oprit. Mărioara ne spune că eu ies în fiecare zi, dar nu m-am filmat. Fac câte 4.000 de kilometri zilnic. Bravo, Mărioara, uite așa e. După cum am zis, noi vă învățăm să fiți și harnice, și frumoase, și gospodine, și sportive acum mai nou, da? Deci trebuie să... Așa e mai ușor să ne îndemnăm una pe alta, da? E mai ușor, că suntem aici o comunitate de fete super mișto. Chiar super mișto. Și e păcat să nu profităm. Uite, Narcisa știe cu rețetele. Mioara ne învață de flori, de multe, multe alte rețete de gătit, de preparat. Alte fete ne duc pe la plimbare. Deci avem o comunitate super șmecheră. Florii din Germania, salutări! Bună, Florii! Bine ai revenit! Ia uite aici, Adriana, provocare pentru fetele de la noi din grup. Cum scăpăm de coropișnițe? Și alea din pământ, animale sau ce sunt, insecte, dar și astea cu două picioare. Cum scăpăm de coropișnițe? Vreau și o rețetă.
Da. Apa rece nu e bună la flori, dar a zis și Mioara că apa trebuie să fie călduță. La temperatura camerei. A zis, da. Andrei Radu spune că nu am achiziționat niciodată cutia lunii, nu am posibilitate financiară momentan, sunt în șomaj, dar sunt convinsă că munciți foarte mult la ele. Andreea, să știi că noi facem și cutiuțe, spun și ție și altor doamne care sunt interesate, cine dorește o cutie surpriză mai accesibilă ne poate spune și vă pregătesc una cu mare, mare drag. Chiar o să, doamnele care au primit săptămâna asta cutiuțe au fost foarte încântate și mi-au spus că mi-ai pus mult, prea mult cât am cerut. Bun, uite, bună seara din Austria. Mădălina, mulțumesc, cu mare drag, ești o scumpă Mădălina și îți dorim tot binele din lume și să fii acolo tare, da, mădă? Să fii tare! Este puternică. Elena ne așteaptă în fiecare vineri seara. Uite, Gabriela Dobre. Ai primit firele, Gabi? Bravo! Ce mă bucur, ce mă bucur că au ajuns firele la tine. Că este și Elena alături. Deci toate doamnele pricepute din grupul Tricotăm, Croșetăm împreună. Exact. Da, sunt alături de noi, da. Și le mulțumim tare mult. Da, și acum, dacă tot am ajuns la Carmen, voiam să vă spun că fetelor, Carmen ne-a ajutat la cutia lunii iunie și o să vedeți în unboxing, o să vă povestesc eu cu ce ne-a ajutat Carmen, dacă încă nu v-ați prins și nu v-ați prins. Am văzut că a scris Diana mai sus că i-am zis eu că e ceva în cutie de care voi nu v-ați prins, că e făcut handmade și s-a dus să mai răscolească în cutie și a găsit. Bun. Și la și în Germania, ce bine, ce bine. Numai la noi, în România. Da, depinde cum ești la suflet. Așa este, într-adevăr, contează foarte mult sufletul. Și apropo de asta, vreau să vă spun așa. Întotdeauna să vă gândiți că orice faceți, fie că el e bine, fie că e rău, totul se întoarce. Și dați ceea ce vreți să primiți înapoi. Pentru că se poate întâmpla ca voi să... poate din greșeală sau poate din neștiință să faceți cumva rău și poate nu vi se întoarce vouă, dar vi se întoarce copiilor voștri, da? Fiți foarte atenți în acțiunile pe care le faceți, în deciziile și în cuvintele pe care le spuneți, da? E foarte, foarte important. Poate că pentru tine este un moment de frustrare, dar pentru altcineva este, îl poți răni foarte tare cu anumite acțiuni, cuvinte și așa mai departe, da? Înainte de a ne da drumul la gură, trebuie să conectăm creierul. Mi-a așa zicea bunica. Ăia doi neuroni care de obicei sunt legați de scaun, trebuie împerecheați și adunați împreună, da. De asta încercați, fetelor, și în acțiuni și în asta întotdeauna să vă gândiți la ce urmează. Dacă fac așa, ce o să fie în continuare? Ce o să se întâmple în continuare dacă iau sau să te gândești dacă fac asta mie, eu cum aș simți dacă cineva mi-ar face lucrul acesta? Exact. Asta și e. Atunci dă bunătate și vei fi răsplătit cu bunătate. Oferă sfaturi și vei primi sfaturi. Oferă consultație, oferă sprijin și vei primi sprijin. Poate nu astăzi, că foarte mulți oamenii au o capacitate, sunt nerăbdători. Știu că și eu am problema asta. Eu vreau mâine, azi, ieri să fie. Nu, trebuie să avem răbdare pentru că primiți răsplata atunci când este momentul, da? Atunci când este momentul. Așa este. Așa că, da, tot sprijinul ăsta practic se întoarce către voi, pentru că cu cât mai mult voi ne sprijiniți pe noi, cu atât noi suntem mai motivate să vă căutăm mai multe informații, să vă dăm mai multe sfaturi, să venim către voi cu idei, cu practici, să ne motivăm, pentru că chiar dacă e vremea asta afară și nu aveam chef noi, nu clau, noi mai bine stăteam acasă și beam un vin fiert, mai făceam nicio emisiune, nu? Ce zici? Eu aștept de luni, aștept cu sufletul la gură zi, vineri, să mă bine dispun să văd doamnele acestea minunate care ne urmăresc. Uite, comentariile, din tot sufletul vă mulțumim. Știu că nu reușim de fiecare dată să citim toate comentariile, dar noi le afișăm. Iar a doua zi, când suntem cu creierașul limpede, eu mă uit la Vio pe canal, la emisiune, Vio să uită la mine cu tot cu reclame. Că dacă nu vin și te... nu știu. Chiar și cu alea de 14 minute, că mai sunt unele de 20 de minute. Ma, ce vorbești, mă? Mă duc și spăl vase, și mut florile, mă duc în timp, nu e nicio problemă. Adică la mine pe canal au fost reclame de 14 minute, dar eu că am învățat pe canalul tău 30 de minute cum se face maiaua și chiar am învățat, să știi. Aia de la pâine, că, nu?
Nu știu, nu știu, că de nu am dus-o pe toate părțile, de-mi venea să mă duc să o fac eu în momentul ăla, dar am lăsat, am călcat și am fost acolo. Zic, lasă, lasă. Da, uite, mai sus, eu am afișat comentariile pentru doamnele care să le vadă, să le citească. Florica, într-adevăr, pui multă dragoste și se vede. Și se vede asta în tot ceea ce faci. Stai că îmi place referitor la păduchii de la oameni să se spele cu fuse de urzici. Mai, da. Nu mă, să-și dea cu urzicele pe spate așa, și că face bine la circulație. Nu. Nu, 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 lasă că Florica a dat un sfat foarte pertinent, că tu ai deviat de la subiect, este altceva. Că sfatul ei e chiar la obiect, că pentru oameni, pentru păduchii umani, dar pentru puricii din cap există vreo soluție. Puricii știu că nu prea trag, adică nu prea stau pe acelea, stau pe jos. Aoleu, Clau, ce nebună ești azi. Așa. Dacă nu râdem. Da, mulțumim, Magdalena. Bine ați venit în casa noastră. Da, bine ați venit și voi în casa noastră. Ia uite-mă, peste tot e cald. Ce e asta, mă? Da, da. La noi... asta, mă, ia trimiteți cu Praștia și la București puțin. Cu mare drag. Și la Oradea, uite, 30 de grade, haideți la noi. Păi ne mutăm la Oradea. Da. Ia uite, că Cristina face pâine. Super! Super, Cristina, Cristina, faci pâine? Păi, auzi, ți-am zis că eu am vecini care țin la mine. Și dacă te mai așa, știi, mâine nu prea am ce să... N-am nici timp. Ia să vezi, a doua zi, o oală de mâncare, sarmale. Am poftă de sarmale. Au, mai nebunit-o, Claudia mi-a stat o săptămână de sarmale. Da. Aoleu, stai că mi s-au încurcat aici 150 de comentarii direct. Eu nu știu unde ai rămas. Sunt eu. Uite, Cristina îți mulțumește. Da, Cristina, nu te-ai prins, că era așa cu ricoșiu. Dacă mai ai, să-i mai aduci. Dar știi ce am făcut? Că am și ascuns la un moment dat borcanul mai în stânga în frigider. Dar se pare că a fost găsit. Uite, mă, dă spune, cred că merge și trucul ăsta, da? La flori din balcon, da. Eu cred că da, de ce nu? Da, mi-a confirmat mie Florica, am întrebat-o. Da. Ați văzut câți boboci avea, deci. Și am văzut, are și orhidee, n-am mai avut timp să pun în videoclip și e foarte... Da. Nu, a fost, cred că, momentul ăla în care... Da, îmi pare rău, am și dispărut, da. Am făcut tot posibilul să reapar. Da. Uite, Nico ne spune că la flori copaci se pune și cenușe de jur împrejur, pe sol umed, dar nu exagerat, da. Știți de ce se pune cenușe? Vă spun eu, pentru că solul în general este acid. Și acidul usucă rădăcina plantelor și atunci dacă pui cenușa este o bază și când pui bază peste acid se neutralizează pH-ul solului, da? Da. Bun. Claudia, da, am înțeles că ne auzim când putem și cum putem. Da. Dacă plouă și nu-i trecut de ora 9, dar tot plouă. Da. Uite, pupici pentru fetițele tale, da? Uite, Clau. Uite, sunt aici în canapea lângă mine. Kira doarme și Sofie se uită la mine. Uite, și Ștefania ne-a răspuns că lucrează la pături. Bravo. 300 bravo. De bucăți, Doamne. Mamă, Doamne, are ai răbdare. Ai, da. Și că ia uite, mă, Gina, ce secret ne spune acum, ai văzut? Și noi credeam că e mare gospodină, mă. Și ea zice că mie nu-mi place să gătesc, dar de când ați apărut voi fiecare vineri vin tot felul de idei. Mă, Gina, acum te-ai spart, mă, și tu? Mi-a trimis poză, face calamar de dovlecel. Băi, dar de unde e tu? Dar ce fructe de mare e ăsta? Calamar de dovlecel? Și îi faci un sos, cum e ăla, grecesc, tzatziki, mamă, tzatziki. Ce ar merge. Începem cu foamea, nu? Mă, de nu m-aș urca în avion în secunda asta și aș veni la tine la Viena, pe cuvântul meu, deci nu, uite așa, aș veni. Da. Dar eu zic că hai să mergem în Spania, ce zici? Azi mergem în Spania? Este aici, mă, la o aruncătură de băț. Nu? Astăzi vă ducem în City Break în Spania. De fapt, cine ne duce, Clau? Narcisa ne duce și soțul. Și îi pupăm amândoi. Așa. Și zicem 3, 2, 1, haide. Hai.
se împlinite. Astăzi, băieniță, vizităm fabrica din Marco, Spania. Să vă arăt mai multe, dar vremea nu a ținut cu noi. Din cauza căldurii, apa mării se evaporă și se formează această ceață. Ce frumos a fost! Da. Eu n-am afișat, au fost foarte multe comentarii referitoare la rețeta Narcisei. Da. Într-adevăr, da, fetele credeau că le dăm rețetă de gogoși la ora asta. Da. Și e adevărat că trebuie să avem mâinile curate când ne apucăm de lucru și nu doar când ne apucăm de lucru. În general, fetele trebuie să aibă unghiuțele făcute, manicura impecabilă, mânuțele date cu cremă. Da? Că, da. Bună seara, dar eu am o obiecție. Ia zi, drag. Noi avem atâtea urmăritoare, 200 și doar 10 like-uri. Pe ce, fetelor? Ia le pe jur câte un like, vă rog eu mult. Ia, nu se poate așa ceva. Eu îmi dau singură like, dar nu se poate. Dar da, uite, eu am 32. Am înțeles. De ce mi-apare mie atunci aceea doar 10? Ia să intru și la tine, Ia citește tu din comentarii, că eu nu știu. Ce băcăleală, eu așteptam gogoșe. Aia e luminița gogoșile mâine, dimineață. Niște gogoși minunate. Și uite, așa ne apucăm și de făcut săpun. Păi da, normal. N-ai văzut? Și e foarte simplu. Eu chiar o să-mi comand glicerină. Chiar o să o întreb pe Narcisa de unde își comandă ea și o să-mi iau și eu. Viu, ai și tu 46 la tine pe canal. Îmi pardon, fetelor, nu știu de ce. A dat rateu YouTube-ul. Ia vedeți. Așa. Da. Vă mulțumesc pentru aprecieri, vă felicit pentru modele pe care le primesc. Vă admir și vă iubesc de la Siget. Mulțumim, Silvia. Bună seara, Elena. Așa, eu am zis că fac o cravată într-o zi. Da. Fă, Nico, fă. Așa. Să iasă finuță. Pe ca să iasă finuță folosește mist de la Alize Bumbacul, a mercerizat foarte finuț și chiar că o să fie ceva super finuț. Uite, ne-a răspuns cine este. Am văzut, da, este Florin. Ce a primit Florin astăzi, Clau? Că ți-am zis, a primit pinguin. E bine să știi. Eu ți-am zis că am prieteni care sunt îndrăgostiți de jucăriile croșetate. Și prietena mea, Laura, de la Inas Handmade, chiar a făcut pe comandă pentru foarte multe doamne care au soții plecați în străinătate cu jobul și a avut multe comenzi. Da. Păi Alexandra mi-a zis că soțul meu i-a plăcut foarte mult pinguinul și mă tot bate la cap să fac și eu un pinguin și aveam pinguinul Romeo de la care l-aveam pentru pozele de la și zic: "Alexandra, te rog eu frumos, asta este cadou special pentru Florin, că până ai faci tu pinguinul îi se ia." Uite, să-i brodeze inițiala, da? Ca să fie sigur că rămâne. Așa. Personalizat. Mulțumim. Mulțumim, uite și Valentina, sunteți minunate. Mulțumim. Aoleu, câte mesaje. Interziat, Niculina, mâine reluare, ne vezi de la început cu tot și cu bâlbâiel și cu oprel și cu înghețuri. Și când am ieșit și când am reintrat, auzi, dar când m-am blocat, eram cu gura deschisă, închisă, cum mă strâmbam, ce făceam? Ia uite mă, că Alexandra, că soțul ei s-a prins din prima de utilitate accesorilor din cutie.
Da? Ia să vă uitați-vă în cutie și să-mi ziceți, că nimeni, foarte puțini au observat ce au primit în cutie. Ia să vă uitați-vă mai atent acolo. Da. Aveți dreptate, cu ce mână dai, cu aia primești înapoi și de multe ori să știți că înzecit, da, când faci un bine, îl primești înzecit bine și când faci un rău, să știți că îl primiți înzecit rău, da. Și nu că îl primiți voi, dar încă o dată, atenție, îl pot primi copiii voștri. Și atenție la, la gândurile și la gând. Nici cu gândul nu e bine nici să... Cu gândul, da. Da. Să fim, nici cu gândul, să fim buni. Da. Așa, Mihaela îmi spune mulțumesc pentru cutie, este superbă. Îmi pare foarte rău că nu sunt, sunt plecată în Austria. A intrat pe mes. L-a spus pe soțul să umble în cutiuță. Ia, ce mi-au pus fetele acolo? Așa, ne vedeți și în reluare, nicio problemă. Și cu tot cu reclame, cu totul acolo. Că măcar să strângem noi un bănuț de curent aici, că la câte blâmpe am în jurul meu, nene, mi-a venit o factură la luna trecută, mama mia! Nu mi-a ajuns. Și nu scrie acolo, nu scrie jos în pagină, PS, mai renunță la lumini? Da, 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 scrie, ia mai terminați voi cu emisiunile, că... Măi, cum să zic așa ceva? A, uite deja, ia uite, Clau. Da, am primit uite mine și deja am început proiectul de vis. Da. Pentru oamenii care au intrat mai târziu, mai sunt 5 cutii disponibile. 5, da? deja 4 sau 3, din câte am notat eu aici. Da, cât am fost eu plecată. Cred că 3 au rămas deja din mesajele pe care le-am primit în timpul live-ului. Uite, în Germania e caniculă. Da, așa e, bine faci, bine găsești. Ia uite, mă. Te invităm, Ela, mă, la sărbători. Da. Ai și văzut? Și de viță, preferatele mele. Câți kilometri sunt, Mela, din București până la tine? Ia, nu e departe, îți spun eu că nu e departe. Da? Merge o sarma. Merge. Ia uite, Ana Maruța, te-ți trimite de sarma. Deci m-ați terminat numai cu ceea ce prefer eu. Dar ce să ai de vină cu gugușile ei? Nu-ți dai seama, ardei un plus calze acum și să pun puțină smântână și cu un ardei de la iute. Ia fugi tu la plimbare prin parc și nu mai face pofte. Mă duc acum, deschid gura, iau puțină apă de ploaie și îmi trece. Ia uite, și la ora de te așteaptă o oală, da, cu sarmale. Ardei, ha, mă, până ajung eu să și fierb. Cred. Așa, ia uite, soțul gătește și eu vă urmăresc. Norocasă mică. Ia uite, Cris a făcut 9000 de pași. Mă bucur, fetelor, uite, așa face. În fiecare seară, în fiecare seară. A, înseamnă că e foarte bine, foarte bine, trebuie să facem mișcare, nu se poate. Că te anchilozezi, nu te salvează nici crema minune. Da. Așa e, și noi așteptăm, să știi, Carmen, în fiecare vineri cu nerăbdare seara, în fiecare de dimineață. S-a terminat emisiunea și eu am vreo 10 idei pentru emisiunea de săptămâna viitoare. Păi cam așa e, să știți că noi după ce închidem live-ul, o să mai vedeți, dacă mai intrați și pe TikTok pe acolo, că mai postăm. Acolo pune mai multe. Doamne, acolo pune mai multe, da, prostii, și avem filmulețe de after live, ce facem, ce prostii, că noi mai stăm, mai vorbim, vedem, stabilim pentru săptămâna viitoare ce avem de făcut, că nu e chiar așa una, două și hai, a ieșit emisiunea în 5 minute, nu? Da. Da, niște doamne minunate în grup, așa este, avem un grup super tare, deci avem cea mai bună galerie. Da, yeah! Da. Se știe! Se știe, da? Cea mai bună galerie! Uite! Prin ploaie, o cafeluță, măi, dar îmi faci poftă, mai ieși prin ploaie, că vin și eu. Eu cred că acum e o tornadă pe afară. Mai s-a oprit, mă uit eu așa. Ia uite, Ana Camelia, că e prima dată când dau like. Bine, Ana Camelia! Bravo! Păi așa, la amândouă să ne dai, așa e. Aha, una pe telefon, cealaltă pe televizor. Și că uite, face și Mihaela un Romeo. Da, pe tata și pe tata, îi cheamă așa. Un Romeo, da. Ce Romeo? Da, și eu acum. Deci foarte multe nu s-au prins. Abia aștept să fac unboxing-ul și să văd reacția. Că văd numai, nu s-au prins fetele ce au în cutie. Luminița, n-ai primit cutia? Păi nu ai spus că vrei la sfârșitul lunii? Că eu așa te-am notat. E 18, sfârșitul lunii e pe 30. Așa, ia să-mi scrii tu în privat să-mi zici dacă te-ai răzgândit.
Așa, deja mi-e foame. Păi am făcut poftă acum, sarmale, ardei umpluți, calamar din aia, ce face Gina acolo? Dovlecel, pane, calamar, ce-o fi? Aș mânca orice, dacă e făcut de altcineva, mănânc orice, nu sunt pretențioasă. Gata, fetelor, mi-am instalat Instagram. Bravo. Felicitări, Mariana! Super! Ei, cum poți să spui așa ceva acum? Adică lucrările mele hidoase, lucrările tale frumoase, frumoase, pentru că ești o talentată. Dar aveți grijă, nu postați totul din prima, da? Aveți răbdare, dați așa cu lingurița în fiecare zi câte ceva și faceți mai multe poze la produsul respectiv. Vă învăț eu o dată cu Vio ce și cum. Exact, exact. Păi eu cred că este vorba și de cursurile tale, nu? Pe care o să le încep și acolo o să le dai informații foarte, foarte prețioase, foarte prețioase. Fetelor, Iulie. Nu? Clau, hai să ne mai plimbăm puțin, că parcă prea mult am încănit, nu? Da, ne plimbăm. Vă duc undeva unde puteți să ajungeți și voi în weekend sau săptămâna viitoare și să vedeți ceea ce o să vizionați în momentul ăsta, raiul, da? Deci, neapărat trebuie să ajungem și noi, Vio, da? Aranjează cercelușii și ajungem și noi. Pe cum noi să scot costumul de baie. Așa, te rog frumos. Scot costumul de baie și o dezbrac pe cerasela. Imediat îți dă, este foarte darnică, să știi. Haideți să vă arăt o locație de vis. Gata, eu sunt pregătită, am paiul, am cocktailul aici, bine, e apă, dar să presupunem că este gin tonic. Am gentuța de plajă care, ce poate să conțină decât fire. Așa. Că-ți trebuie o croșetă așa, sunt gata, pregătită, aștept să se facă cald afară și am șters-o. Vin să te iau, să știi, vin să te iau. Uite, merge un mesaj de la Nelly, a comandat cutia și nu a fost anunțată. Da, am notat-o, da, am sărit de mult. Da, știu, mi-am notat aici să văd lista, da, să revăd lista. De la Cami, o întrebare. Referitoare la etichetele pentru lucruri de mână, unde pot găsi? Mulțumesc, nu ai și tu, Vio? Ba da, am etichete din piele cu handmade pe ele, da. Bun. Ce ne faci, Mariana? Și pizza, prefer și pizza. Deci îmi place și pizza. Sarmale, ardei umpluți. Mă, ce faceți, măi? Doamne, cred că dau telefon și dau comandă. Și Helen, ardei umpluți cu legume. Și îmi place. Așa. Sarmale, ce a făcut, mă? Ce a făcut? Stai așa. Ce a făcut? Cu sarmale și ardei umpluți roșii umplute acoperite cu foi de viță. Mai de capul meu. De mine, da.
frumos în Spania, așa este. Da, mai înghițim un sec, Clau. Așa. A ajuns și Emilia. Bine, Emilia. Spre final. Uite, ne explică Aurelia. Da, mâine e sâmbăta morților, așa știa. Aha, da, Aurelia, vezi? Moșii de vară, da. Încă un, vreau să precizez apropo de asta, că îmi vin foarte multe mesaje fetelor. Eu v-am spus și o să vă repet, eu sâmbătă și duminică încerc să nu stau cu mâna pe telefon, pentru că e sâmbătă și duminică și am nevoie de o pauză. Așa că te încreți, uite așa ca mine. Da, ca altfel așa, așa că nu vă speriați dacă nu vă răspund în weekend, nu răspund la mesaje, ca să se știe. Să se știe. Viu are nevoie de o pauză, că nu pot să fiu 24 din 24, da? Păi și eu ce fac? Îi completez de fiecare dată asta învoirea și nu, fără mesaje, da, fără nimic. Da, nu, voi puteți să-mi scrieți, nicio problemă, dar de luni. Eu am programul de luni până vineri ca tot om. Da. Așa. Bună seara din Verona. Bună seara, bună seara. Nu vreți să fiți corespondentul emisiunii Vise împletite cu Vio și Clau? Apropo, mai am câteva videoclipuri de la doamnele care ne urmăresc și vor fi toate în emisiune săptămâna viitoare. Haide să vă spun dinainte, doar așa, puțin, puțin, o să mergem la Sibiu. Și vai câte avem. Mergem la Sibiu? Da, și nu numai, da, atât vă spun. Este orașul meu preferat, Sibiu, din țară. Clau, erai ok, deci erai bine, Clau. Da, bine, bine, mă, da. Safarine. Da, mulțumim. Mulțumim, dar hai să mai bem o gură de apă. Alte rețete mai aveți? Alte idei mai aveți? Da. Așa e. O știm pe Oana. Etichete frumoase. Soțul lui Oana, Cristina Doboș, din piele naturale, super frumoase. Știm, știm, noi am știm, vorbit. Știm, să nu știm. Păi noi știm pe toți oamenii harnici. Deci, da, nu există cineva priceput să nu fie în aria noastră. Da, uite că ne spun mai multe fete. Bun, fetelor. Vă dorim o seară minunată. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunteți nemaipomenite, sunteți grozave. Nu uitați că trebuie să fim frumoase, tinere, harnice, gospodine. Și pentru toate astea aveți emisiunea Vise împletite, care vă dă idei, sfaturi, vă trimite la plimbare, face și pași, face și sport cu noi. Ce facem? Fierbem și săpun? De toate, de toate. Nu ne îngrășăm, vorbim despre mâncare și bem apă plată. Exact, bem apă plată, nu ne îngrășăm, ne menținem siluetele, vă facem recomandări de fire, vă sfătuim ce să luați, ce să nu luați. Deci e o emisiune atât de completă că mai m-aș uita și eu, să știi, Clau. Știi, m-aș uita din când în când. M-aș uita și eu din când în când. Apreciem distribuirile voastre, bineînțeles, câte un like nu face rău. Da. Absolut deloc, dimpotrivă, face bine la corazon. Da. Și vă mulțumim încă o dată pentru susținere. Vă repetăm, dacă mai doriți să prindeți cutia lunii iunie, un mesaj privat pe pagina mea de Facebook și o să primiți ultimele cutiuțe care pleacă în iulie. Repetăm, stocul o să fie limitat, așa că o să luăm fetele care au făcut comandă fermă, alea o să primească cutia lunii iulie, da? Cutie specială. Păi tocmai de asta sunt și puține, pentru că au fost puține ingrediente. Diamantele nu se găsesc peste tot. Nu, doar la Vise împletite. Hai să ne la... Mai laudă-mă, gură, da, că ți-o ia fripe. Uite, aici, văd că ți-au crescut două cornițe, te-ai îmbujorat. Da, nu vrei tu acum pe final să chemăm într-adevăr vara și să pun eu videoclipul ăla care îți place ție mult de la mare? Da? Păi tu nu ai văzut că eu îl ascult când tu nu ești? L-am văzut. Eu îl ascult când am chef așa de un impuls să mă energizeze, bag videoclipul ăsta lui Claudia și mamă, îmi dă un chef de vorba. Vă pupăm, fetelor, seară frumoasă, weekend. Luni este liber, nu trimit colete, așa că ne vedem marți. Liberă de la stat. Luni, Clau, intri la cafea, ce faci? Păi sau pleci? De mine de râie scap, dar de mine ba. Păi hai că atunci luni, dacă am și eu liber. Măi, dar nu am cum să lipsesc, pentru că dimineața primesc mesaje. Am făcut cafeluța. Cum aș putea eu să lipsesc? Pe bune acum. Hai că vedem, poate intru și eu. Dar nu intri și tu cu mine? Păi asta mă gândeam, că dacă e liberă, poate intrăm. Fetelor, dar hai intrăm și noi mai târziu, că nu e zi de lucru. Da. Când? Nu? Pe la 9, așa? Luni, pe la 9, așa. Hai, fetelor, luni la 9 ne vedem la o cafeluță, la un ceai? Da. Un cappuccino acolo? Un frappe? Vă ducem la Paris? Vă ducem la Paris?
Eu am niște produse pentru fundal foarte deștepte, așa inteligente, care ne transpun așa la Paris. Bun, hai. Că, auzi, cu noi nu închide nimeni nimic. Hai, la revedere, vă mulțumim pentru vizionare. La cu care.